Te salut și bine ai venit pe canalul nostru de YouTube Metronic GCB. În acest video îți voi prezenta cel mai nou și cel mai performant buldescavator de pe piață, GCB 3CX Pro. Am așteptat 4 luni de zile de la achiziția lui pentru a realiza acest review, tocmai pentru a mă acomoda cu el și a-l înțelege. Va fi un video lung, dar îl voi împărți pe capitole, tocmai pentru a-l putea urmări mai ușor. Așa că așează-te, fă-te comod, pentru că urmează cea mai detaliată descriere a celui mai fain buldescavator de pe piață. Începem cu inima utilajului și anume motorul. Este un motor mare de 4800 de centimetri cubi, care dezvoltă 109 cai putere. Este un motor de ultimă generație Stage 5. Chiar dacă avem o capacitate de 4800 de centimetri cubi, avem un consum pe un time frame de 500 de ore de numai 4,8 litri la oră. Deci un consum foarte, foarte, foarte bun. Dacă tot suntem în zona motorului, haideți să vă arăt o opțiune pe care am ales-o noi, și anume... Engine Block Heater. În diminețile friguroase de iarnă, cu temperaturi sub 0 grade, vom găsi motorul cald, iar pornirea lui va fi una ușoară, evitând în felul acesta o uzură prematură a motorului. Mai departe, trecem la cutia de viteze. Este o cutie Auto Shift cu 6 rapoarte plus sistemul Torlock. Este o cutie nou-nouță, se numește Eco Road și este capabilă să ofere viteze de deplasare de peste 50 de km la oră. Tot legat de transmisie, avem acest mic buton. Este o opțiune pe care eu o îndrăgesc foarte mult. O să vă zic la finalul clipului cum funcționează. Nu am știut că acest utilaj va veni cu această opțiune. Vom vorbi la finalul clipului despre acest buton. Îți voi arăta cum se folosește. Nu pierde această noutate. Acum haideți să vorbim despre cupă. Avem o cupă multifuncțională, hidraulică, detașabilă. Vă mărturisesc că la început am fost sceptic în privința acestei cupe. Coborârea furcilor necesită puțin mai mult timp decât la versiunea standard, dar avantajele unei astfel de cupe sunt nenumărat mai multe. Haideți să vedem cât durează. Procesul durează foarte puțin și nu este deloc nevoios. Așa că dacă te gândești să achiziționezi un buldescavator, eu îți recomand această cupă. Pe mine unul mă ajută extrem de mult și sunt foarte, foarte încântat de ea. Mai departe, trecem la cauciucuri. Acest utilaj vine echipat cu cauciucuri Michelin, care oferă o putere de împingere și o aderență extraordinară. Vezi clipul de sus pentru a vedea puterea de împingere a acestui utilaj. În plus, conferă utilajului un aspect agresiv, un aspect dominant. Îmi plac foarte mult aceste cauciucuri, cum arată. Îmi plac jantele care vin vopsite negru. Se îmbine foarte bine cu galbenul. Sunt superbe. Mai departe, vorbim despre acești cilindri. Acest model vine echipat cu cilindri puțin mai mici, diametrul mai mare fiind rezervat pentru modelul 4CX. A fost a doua surpriză a celor de la fabrică pentru noi. Avem montați acești cilindri mari, care conferă o putere uimitoare de ridicare. Acest sistem ales de noi
power slide, cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, l-ați văzut. Este foarte util și foarte comod, foarte bine ascuns. Uitați cât de bine prins sub utilaj, nu e expus deloc, nu se lovește, e foarte estetic și foarte, foarte slim. Alte utilaje am mai văzut cu cilindri mari, aici sus puțin inestetic. Mai departe vorbim despre calele stabilizatoare. Avem aceste două manete micuțe, doar trebuie să le dăm un impuls și utilajul se autonivelează singur. Hai să vedem. Sistemul de autonivelare își face toată treaba, operatorul nu mai trebuie să facă nimic. De asemenea și la retragere, un impuls, operatorul se poate întoarce între timp. Deja am scutit 3 secunde, 4 secunde. De-a lungul zilei acestea adunate contează. Înainte de a intra în cabină, haideți să facem un tur, să vă prezint ce a mai rămas de prezentat. Avem aceste proiectoare superbe. Ele vin de fabrică câte două pe fiecare parte. Eu am ales să mai pun unul pentru că aveam deja locașul refăcut, rezervat, era acolo. Așa că am 6 pe față, 6 pe spate. Când aprinzi aceste proiectoare, se face lumină de parcă ar fi zi. Toți suntem aici, avem aceste oglinzi bidirecționale. Partea de sus oferă o imagine în ansamblu, iar partea de jos este concentrată asupra spatelui utilajului, mai precis asupra roții. Superb, eu le folosesc foarte mult, mă ajută foarte mult în șantier. Tot pe acest colț, pe cabină, avem 4 stroboscoape. Nu știu dacă le vedeți de acolo. O să iau eu camera de la Diana. Avem aceste stroboscoape. Sunt 4 la număr pe fiecare colț al cabinei. Poftim. Mulțumesc. Girofarul clasic a fost eliminat cu aceste 4 stroboscoape tip LED. Haideți mai departe. Avem aceste protecții la stopurile de pe spate. Își fac treaba cu brio. Ne ajută foarte mult să nu le spargem. Linie hidraulică cu două sensuri, da. Cuplă rapidă mecanică. Este singurul regret al meu în legătură cu acest utilaj. Regret faptul că nu am luat o cuplă rapidă hidraulică. A fost greșeala mea. Diana mi-a zis să o comand, eu m-am încăpățânat, am zis să nu o comandăm. Acum regret. Mai departe, încă o dată, sistemul power slide îmi place foarte mult cum e poziționat înăuntru și nu se vede absolut deloc, nu iese în evidență. Îl folosesc cu drag. Avem geamurile. Beneficiază de sistemul GCB Impact Protect. Și pe partea dreaptă avem rezervorul din plastic de data aceasta. Elimină rugina, condensul este mai mic. La acest rezervor am adăugat opțional o protecție. Această protecție pentru a-l feri de eventuale lovituri. Mai departe, ce să vă mai arăt? Cam atât, s-a terminat utilajul, am ajuns în capăt de tot. Aceasta a fost prezentarea utilajului nostru pe exterior. Vom intra înăuntru, avem o grămadă de vorbit. Haideți! La interior, avem un interior ușor modificat. Panoul central a suferit câteva modificări, consola centrală la fel. În partea din față avem așa. Avem schimbătorul de sens și de trepte pentru cutia auto shift, a întâia, a doua, a treia automat. Sub această manetă avem această pârghie, este vorba despre pilotul automat. Selectăm viteza, acționăm pârghia și utilajul rămâne la o viteză uniformă. În partea dreaptă avem lumini ștergătoare,
etc. Aici avem un display unde putem vedea viteza. Haideți să oprim puțin să punem contactul, să vedem ce alți indicatori putem vedea aici. Indicatori precum motorina, treptele de viteză, autobalansul și o grămadă de alți indicatori pe care nu îi rețin acum. În partea dreaptă avem butonul de avarii intermitente, luminile și butonul de cuplare și decuplare 4x4. Legat de acest buton, acest buton, după cum ați văzut, are doar două poziții, on și off. Lipsește a doua poziție care permitea utilajului să furneze doar cu roțile din spate. Asta se datorează faptului că acest utilaj atinge viteze de deplasare foarte mari și din condiții de siguranță acest utilaj trebuie să frâneze permanent 4x4. Acest lucru este un lucru bun, consider eu, dar mi-ar fi plăcut ca acest sistem să se activeze, adică utilajul să frâneze în modul 4x4 după depășirea unei viteze, nu știu, gen 25-30 de km la oră. În interiorul șantierului, în timpul zilei de lucru, la fiecare apăsare a pedalei de frână și la fiecare ridicare, utilajul cuplează 4x4 și decuplează. Poate pe unii operatori nu-i deranjează acest lucru, pe mine unul nu că mă deranjează, dar nu, nici nu sunt ok cu el. Îl simt când cuplează 4x4 și când decuplează, mai ales dacă utilajul este pe un viraj și ai luat piciorul de pe frână, simți o ușoară eliberare de tensiune, aș putea spune. Cum spuneam, mi-ar fi plăcut ca utilajul după atingerea unei anumite viteze să frâneze automat în modul 4x4. Sigur, această opțiune probabil se poate face foarte ușor din soft, cum avem modulul care decuplează 4x4 după atingerea unei anumite viteze, astfel încât să nu poți să mergi cu viteză foarte mare în modul 4x4 pentru a deteriora utilajul. La fel putem să îi spunem și să frâneze în modul 4x4 după atingerea unei anumite viteze. Repet, nu este o problemă mare, dar pe mine unul această chestie mă deranjează. Bineînțeles că i-am decuplat contactele de la frâna de picior. În interiorul șantierului, practic, utilajul nu știe când frânez și nu cuplează modul 4x4. Dar, repet, când ies pe drum, îl cuplez la loc, pentru că e foarte important ca utilajul să frâneze în modul 4x4 la viteze mari. Dacă frânez doar cu spatele, puntea de față se încarcă cu greutate și spatele devine foarte, foarte ușor, frânarea nemai fiind eficientă. Deci, safety first. Mai departe, hai să vorbim de consola din dreapta. Panoul acesta avem așa: girofaruri, lumini spate, lumini față, antibalans, power slide-ul, picon, ștergătoare, debitul de ulei hidraulic, revenirea cupei la modul de încărcare. Acesta este ecranul. Aici avem orele, utilajul are 502 ore. Aici avem consumul. Vă spuneam că acest utilaj are o medie de 4,8 pe un time frame de 502 ore. Nu am resetat niciodată aceste instrumente. Haideți să intrăm puțin în meniu. Auto stop timer, motorul se oprește după 3 minute, am selectat eu. SRS manual, este antibalansul. Cum vă spuneam, utilajul după depășirea de 10 km se pune automat în modul 2x4. Aici avem reglaje pentru stabilizatoarele automate.
Motorul revine la turația de relantii după 3 secunde. Luminii în interiorul cabinei. Alte informații despre consum. Avem un consum de 1,8 litri pe oră cu motorul la relantii. Media de 4,8 și până la terminarea rezervorului 6,4 ore. Informații despre mașină, despre service, despre diagnostic noctic faults. Informații despre display, timp și dată, luminozitate, limbă, informații despre motorină, color mode, scroll speed. Tot de aici putem controla muzica și telefonul. La help avem câteva descrieri a tuturor butoanelor cu care acest utilaj vine echipat. Da. Aici selectăm ce parte a mașinii vrem și avem informații despre acea parte, despre motor, spre exemplu, avem o grămadă de detalii despre capacități, volume, etc. Și aici avem chiar și niște mini clipuri înregistrate. Da, quick hitch. Da, și avem efectiv un video înregistrat despre cum se folosește această opțiune pe care eu, din păcate, am ales să nu o pun. Și îmi pare rău. Da, cam acesta este panoul central. Aici avem acest mic joystick-uri, de aici umblăm și selectăm ce dorim. Panoul de climă, aer condiționat. Acest buton avem dejivrarea, da, în iarna când avem gheață parbriz, apăsăm acest buton și toată gheața cade. Radio casetofonul, care are o intrare USB și un jack auxiliar. Telefonul se conectează la acest casetofon, radio CD sau cum mi se mai spune, și putem vorbi gen hands-free. Ce îmi place foarte mult este că această cutie are gură de aerisire. Aici putem păstra băuturile pe timpul verii la rece. Deci acum bag aer condiționat pe această gură de aerisire. Mai departe avem încă două guri de aerisire aici. În spate avem aceste două butoane intuitive și foarte drăguțe cu care activez calele. Aici avem comutatorul între modul ISO și SAE. Da, dacă îți ucești, dacă îl sucești în stânga, se vor inversa comenzile. Eu îl țin așa. Așa. Avem o priveliște superbă de aici. O vizibilitate în jurul utilajului foarte, foarte bună. Haideți să vorbim mai departe despre scaun. Legat de scaun am câteva opinii personale. Este un scaun pneumatic, da, cu o grămadă de reglaje pneumatice, un scaun comod. Haideți să oprim motorul. Este un scaun comod, spuneam, dar sistemul de rotație este unul anevoios. Mie personal nu-mi place absolut deloc. N-am putut să mă acomodez cu el. Este greoi. Deja aceste plastice nu mai s-au deteriorat. Au ieșit din locașurile lor. Deci câteodată sistemul nu cuplează. Trebuie împins cu forță.
din cauza faptului că acest joystick lovea în volan când întorceai scaunul, băieții de la JCB s-au gândit că ar fi indicat să coboare când se întoarce scaunul. Dar sistemul acesta cu pârghie este foarte, foarte anevoios și obositor. Cel puțin la mine nu funcționează. Aceste plastice s-au deteriorat. Trebuie împins foarte, foarte tare ca scaunul să rămână în poziția dreaptă. Deci, practic, trebuie decuplat. Ne întoarcem. Îl cuplăm iar. Lucrăm. Uitați, aceste plastice deja nu mai sunt la locul lor. Noi, cum vă spuneam, trebuie lovit foarte tare. Acest sistem de rotire nu este chiar pe placul meu. Noi operatorii rotim acest scaun de sute de ori, poate pe zi. Este obositor și anevoios acest sistem. Dar și la această situație am găsit o soluție. Am pus o tijă metalică. Haideți să vedem dacă o vedeți. Fix de sistemul care blochează rotirea scaunului. O acționez cu piciorul. Întorc scaunul. Fără a mai coborâ joystick-ul din dreapta. Da? Deci o acționez cu piciorul. Întorc scaunul. Da? Și scaunul rămâne la nivel. Cam atât am avut de spus despre acest scaun. La fel și despre acest interior. Personal mă simt bine. Mă simt comod în acest interior. Am făcut geamurile puțin mai închise la culoare. Este un spațiu intim și după o zi de muncă nu ajung foarte, foarte obosit acasă. Contează foarte mult bunăstarea operatorului. Dacă ai un operator care are tot confortul în utilaj, aer condiționat, antibalans și toate celelalte elemente, sigur va fi un operator care își va îngriji utilajul. Sperăm. Cam atât despre interiorul acestui utilaj. Haideți să vă arăt acum cum funcționează acest buton. Da? Și când trebuie el apăsat. Haideți să vă arăt cum funcționează acest buton. Nu știu exact cum se numește, kick down, shift down. Ideea e că el coboară o treaptă mai jos. Da? Deci dacă utilajul este în treapta a doua de viteză, apăsăm butonul și ne dă treapta a întâia. La ce ne folosește? Este la următoarea mișcare. În treapta a doua ne apropiem de grămada de pământ. Shift down, am intrat în treapta întâi. Am încărcat cupa. Plecăm în spate. Utilajul deja pleacă cu treapta a doua. Deci ne folosește la încărcare, da? Utilajul e deja în treapta a doua. Haideți să mai facem o dată. Da? Deci utilajul în treapta a doua. Ne apropiem de grămada de pământ. Treapta întâi. Am încărcat cupa. Reverse. În treapta a doua. Deci fenomenal opțiunea aceasta. Ne scutește foarte, foarte mult timp. Da, normal ar fi trebuit să ajungem aici. Să selectăm treapta întâi. Încărcam cupa.
se leptam treapta a doua pentru că vrem să mergem repede unde avem de dus pământul. Și tot așa. Dar cu acest buton, da, ne apropiem de grămadă. Treapta întâi. Încărcăm cupa. Reverse. În treapta a doua deja. Deci fenomenal. Mie îmi place acest sistem maxim. Îl folosesc zilnic și îmi oferă o satisfacție și o împlinire uimitoare. Da, deci folosesc foarte mult acest buton. Îți scutește timp, nu mai stai mereu să selectezi treapta întâi, treapta a doua. Haideți să vă mai arăt o dată. Deci ne apropiem de grămadă. Treapta a doua. Selectăm treapta întâi. Încărcăm cupa. Și revers în treapta a doua. Deci utilajul pleacă înapoi treapta a doua. Eu sunt foarte încântat de acest sistem. Economisești mult timp și multă agitație. Nu mai stai să selectezi tot timpul treptele de viteză. Deci este opțiunea care mie unul îmi place cel mai mult. O folosesc zilnic. Cum recunoști un GCB 3CX Pro pe stradă? Simplu. Are roțile negre, iar viteza de deplasare este considerabil mai mare decât a celorlalte utilaje. În încheiere, încă o dată, multe mulțumiri celor de la GCB UK, celor de la fabrică, pentru cadouri, respectiv LED-urile, cupa din față și acești cilindri mari. De asemenea, mulțumim celor de la Terra România și Terra Austria. Ei au făcut această achiziție posibilă. Cei de la Terra România ne-au oferit un certificat de garanție pe durata a 5 ani de viață a utilajului. Practic, acest utilaj este asigurat full, da? Indiferent ce s-ar strica la el, suntem acoperiți. Să sperăm că nu o să fie cazul. Încă o dată vă mulțumim și apreciem efortul tuturor celor implicați în producția și achiziția acestui superb utilaj. Îți mulțumesc și ție că te-ai uitat până la finalul acestui clip. Probabil este cel mai lung clip al nostru, dar am avut multe de spus despre acest superb utilaj. Vor mai urma videouri despre cum funcționează această cupă, viteza de deplasare și încă câteva proiecte la care ne gândim. Eu am fost Iulian, în spatele camerei, ca de fiecare dată, a fost Diana. Vă mulțumim și vă așteptăm la următorul clip.